găsit, dragi la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul Crucii. Vă propun să vorbim astăzi despre un ordin călugăresc care are o vechime de peste 800 de ani. În anul 1223, la 29 noiembrie, Papa Honoriu al III-lea a acceptat regula fraților minori, ordin înființat de Sfântul Francisc din Asisi. Tot în același an, în, la Crăciun, se organiza și primul presepiu, prima eslevie, în amintirea nașterii Domnului nostru Isus Hristos de la Betleem. Vă propun așadar în această ediție să vorbim cu frații franciscani, să-i descoperim și să le vedem istoricul. Le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi. Mai întâi bine ați venit Părinte Virgil Blaș, rector formativ la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Român. Laudați fi Iisus, bine v-am găsit. Bine ați venit și îl salut și pe Părintele Daniel Anton Lucaci, paroh al parohiei romano-catolice, nașterea Sfintei Fecioare Maria din Hălăucești, județul Iași. Bine ați venit, Părinte! Bine v-am găsit! Așadar, discutăm astăzi despre frații franciscani. Știm că sunt mai multe ordine, mai multe trepte, dar dumneavoastră sunteți minori conventuali. Părinte, cine sunt frații franciscani conventuali? Cum v-ați descrie? Ordinul fraților minori conventual este unul din primele ordine pe care sunt Francis din Asize la fondat începând cu anul 1209. Pentru că în acel an, în jurul său, s-au adunat câțiva frați doritori să trăiască viața pe care el deja o trăia și au scris o mică regulă de viață, forma vite, cum au numit-o ei, și au mers la Papa Inocențu al III-lea ca să le fie aprobată. Și a fost aprobată verbal această mică regulă, erau câteva cuvinte, pe care astăzi nu o mai avem în original, dar o putem găsi în diferite documente ale Ordinului nostru. Ordinul înființat de Sfântul Francisc din Asizi, cel al bărbaților, este numit și primul ordin. Pentru că Francisc a mai înființat și alte două ordine religioase, Ordinul Surorilor Clarise, surori care s-au adunat în jurul Sfintei Clara din Asizi, și care trăiesc potrivit unei reguli proprii și mai apoi ordinul secular sau terțiar, cum mai este numit astăzi, în care intră credincioși laici la doritori să trăiască potrivit spiritualității Sfântului Francisc. Ordinul fraților minor conventual este un ordin care încă de la început s-a constituit cu această particularitate a conventualității, pentru că frații trăiau în comunități. Convent înseamnă tocmai acest lucru, de a sta în același loc împreună? Exact. Convent este casa noastră, casa fraternității: convenire, acolo unde vin frații împreună și trăiesc potrivit regulii pe care a aprobat-o Biserica în 1229 și se disting și de alte ordine religioase franciscane, care sunt tot din ramura aceasta a primului ordin, respectiv frații minori sau observanții, cum mai să numiți, și frații minori capucini. Așadar, dumneavoastră aveți această terminologie frații minori conventuali, tocmai pentru că locuiți într-un convent. Asta este o formă de trăire a fraternității care ne-a distins încă de la începutul ordinului. În momentul în care frații au coborât în mod deosebit în marile orașe, au înființat convente și biserici conventuale, erau anexate și școli, în același timp și alte anexe care erau folosite pentru binele credincioșilor, desigur și trăind în convente, au fost, iată, numiți conventuali. Așadar, Sfântul Francisc a, a, înființat un ordin pentru bărbați, un ordin pentru femei și un ordin, ordin și pentru cei care se spun trăiesc în lume, dar nu devin persoane consacrate, nu devin călugări sau călugărițe. Exact. Sunt persoane laice, căsătoriți, văduvi, văduve, pentru că deja din timpul lui Francisc, unii văzând stilul său de viață și au dorit și ei să trăiască, dar în condițiile acelea de oameni căsătoriți care trăiau în mijlocul lumii. Și atunci Francis le-a scris o regulă care a fost aprobată de biserică, iar ei astăzi sunt constituiți în acest ordin franciscan secular. Au propria regulă de și propriile Constituții după care se organizează și își trăiesc carisma. Dar în mijlocul lumii, repet, sunt oameni care lucrează, diferite profesii, statut social și așa mai departe. Spuneați că le-a le plăcut regula, le-a plăcut stilul de viață și au vrut să-l urmeze. Mă îndresc spre Părintele Daniel și ar, aș dori să-l întreb care este carisma fraților minori conventuali? Dacă e să vorbim despre carismă, am putea sublinia două aspecte. Minoritatea și conventualitatea. Pentru că, ca și frați minori, o caracteristică a urmării lui Hristos, sărac și umil, iată, ne stimulează pe noi ca și frații francescani ca să trăim aceste sfaturi evanghelice, da? sărăcia, castitatea și ascultarea. Și tocmai pentru aceasta noi vrem ca, urmândul pe Hristos, apoi după regula Sfântului nostru Părinte Francisc, trăim în lume ca într-o familie, o familie religioasă, bineînțeles, și care trăim ca și frații. Ca și frați, pentru că noi suntem frați religioși, dar simțim această familie și această fraternitate. Dacă este ca să trec la aspectul acesta al fraternității, noi, ca și frați, suntem și trăim într-un convent, așa cum spunea și Părintele Virgil, minim de trei frați. Acolo unde este un convent, acolo sunt uh, minim trei frați sau mai mulți. Spre exemplu, acolo unde spuneați la început, sunt la Hălăucești, suntem patru frați, patru frați și preoți, care trăim într-un convent, dar și parohie, pentru că ne este încredințată și în biserică această slujire uh, a parohiei, deci de pastorație, dar pentru forma noastră de viață trăim și în convent. Așadar, minoritatea și conventualitatea, iată, sunt cele două uh, aspecte care ne caracterizează și carisma noastră care ne spune că trebuie să trăim așa. Ați pomenit de faptul că sunteți într-o parohie și că aveți și activități pastorale. Voi reveni asupra acestui aspect puțin mai încolo. Mai întâi aș dori să-l întreb Părintele Virgil, pentru că și el a pomenit la un moment dat că există o diferență între conventual și capucin. Care ar fi această diferență? Așa cum precizam, Francisc a înființat trei ordine religioase, iar primul ordin este cel al bărbaților, adică al fraților săi. Ei bine, acest ordin în secolul reformelor, secolul al XVI-lea, s-a împărțit în trei ramuri sau familii religioase, cum sunt numite astăzi, așa încât prima ramură este cea a Ordinului Fraților Minori, ziși și observanți, iar a doua ramură este cea a Fraților Minori Conventuali, adică noi, și al treilea ordin este cel al Fraților Minori Capucini. Cu toții suntem franciscani. Doar că atât observanții cât și capucinii au fost înființați, să spunem, în mod canonic în această perioadă, în secolul al XVI-lea, odată cu reformele, ele însăle fiind reforme în cadrul Ordinului. De exemplu, frații minori capucini sunt o reformă a Ordinului Fraților Minori sau a observanților. Noi, ca frați minori conventuali, am rămas, așa cum spuneam, încă de la început trăind componenta asta vizibilă, chiar și pentru oameni, de a trăi în comunitate și în convente, așa încât noi am mers înainte ca un ordin considerat conventual. Da, suntem prezența astăzi, de pildă, în locurile semnificative ale Ordinului, la Sizi, unde se află și o osemintele Sfântului Părinte Francisc, la Padova, unde este Bazilica Sfântului Anton din Padova, la Copertino, acolo unde este uh, toată spiritualitatea Sfântul Iosif din Copertino. Iată, sunt locuri semnificative în care noi, frații minori conventuali, suntem prezenți și astăzi, tocmai pentru că încă de la început eram acolo. Și tradiția, să spunem așa, uh, este cumva de partea noastră în sensul acesta. Dar fiecare ordin are un statut propriu, trăiește după aceeași regulă, dar constituții diferite, aprobate de-a lungul secolelor, care sunt actualizate, renoite, așa încât, din punct de vedere canonic, sunt trei ordine religioase franciscane se ocupă cu alte lucruri capucini și observanții, de exemplu, nu știu, numele de observant, mi se sună că respectă mai mult, observă mai mult legea, mai mult regula. Tocmai de aceea au fost numiți observanți, pentru că încă de la început ei și-au dorit să trăiască mai originar regula, să observe mai îndeaproape. Deci am și spus că ei au apărut în perioada reformei ordinului. Dar așa s-a întâmplat și cu alte ordine religioase, dacă ne gândim la Ordinul Carmelitan, de exemplu. Și ei au în Ordinul lor reformă. La fel, frații Capucini s-au distins de la început printr-o viață mai retrasă. În timp ce noi, conventuali, eram prezenți în mijlocul marilor orașe, având mari biserici, mari școli, mari convente, ei au preferat o viață mai retrasă, mai ales în schituri îndepărtate de lume pentru a se dedica mai mult vieții de rugăciune, contemplației și prin asta s-au distins. Alte distinții și forma hainei, de exemplu, ne distingem noi avem așa cum se vede haina de culoare neagră, ei în schimb au adoptat o haină de culoare maro, mai închis sau mai deschis. Iar capucinii se disting prin acel capuciu lung pe care l-au în spate, de aici și numele de capucini. Dar au aceeași carismă, trăiesc aceeași regionă. Au aceeași carismă și ei trăiesc potrivit carismei Sfântului Francis din Asizi, adică să trăiască Evanghelia în minoritate, trăind cele trei voturi sau sfaturi religioase, doar că mai apoi, de-a lungul uh, istoriei lor, s-au distins într-un mod sau altul și trăiesc potrivit propriilor lor reguli de viață și Constituții actuale. Părinte Daniel, dacă e să ne gândim în ansamblu la Ordinul Franciscanilor Minor Conventual, cum este structurat? Ca și structură mă gândesc la uh, structura generală unde este, îl avem uh, pe Ministrul uh, General, uh, este în Italia, la Roma. Uh, la fel dânsul este în, al 120-lea după Sfântul Francisc, ca și număr, apoi dânsul are un definitoriu, care, la fel, pe lângă ceea ce, zicem, ține legătura cu fiecare provincie, deci Ministrul General, urmează apoi Ministrii Provinciali, Ministrul Provincial, care suntem cam în 64 de țări cred că 64 de miniștri provinciali care țin legătura și în același timp după ministrul provincial, provincia și are așa numitele convente. Convente mai multe sau mai puține. Dacă stau bine să mă gândesc, cred că provincia noastră este ca și număr a treia provincie din ordin după cele două mari provincii din Polonia. Noi suntem 240 de frați francescani. Cred, dacă nu greșesc, 130 aproximativ de frați care activează în afara țării și 110 frați care suntem, iată, în țară la noi, în România. Provincia se referă pe țară sau poate să fie doar o regiune dintr-o țară, Părinte Virgil? Provinciile sunt, să spunem, forme canonice, juridice, în care se constituie Fraternitățile locale, regionale sau din țări. În general, dacă sunt un număr foarte mare de frați, de exemplu, sunt în Polonia peste o mie de frați, acolo s-au constituit trei mari provincii. Dar, în general, unde numărul fraților este mai mic, trebuie să fie cel puțin 50 de frați ca să se constituie o provincie. Sub această formă juridică există și o altă formă numită custodie. Custodia ar fi, să spunem, prima formă juridică înainte de a deveni provincie. E, fiecare provincie este la rândul ei condusă de un ministru provincial, care este ales de un capitol ordinar și el împreună cu Consiliul său și cu diferitele departamente care sunt în curia provincială administrează, gestionează pentru o perioadă de patru ani mersul provinciei respective. Așadar, numirea provincialului nu este pe viață? Nu, este pe un mandat de patru ani. Odată la patru ani este, are loc un capitol provincial ordinar în care delegații tuturor fraților din provincia respectivă uh, aleg pe ministrul provincial. De exemplu, există posibilitatea asta, sau sunt și alte forme. Noi îl alegem prin scrisoare. În scrisoare, care se fac diferite scrutine până când este ales de către toți frații. Dacă nu este ales după trei scrutinuri, prin scrisoare, delegații la capitolul provincial îl aleg ei pe ministrul provincial. Așadar, ministrul nu este ales pe viață și poate fi, fi rotit. Dar spuneați, la un moment dat, când provincia de România activează 110 frați, câte convente ar fi? Um, aproximativ. Noi avem, cred, în țară 14 convente, mai mult sau mai puțin Da, în dieceza de Iași și de arhideceza de București, dar în ultima vreme ne-am mai extins și în alte dieceze Iar, pe total, și în țară și în străinătate avem circa 20 de comunități, convente, unele chiar și parohii Dar, Părinte Daniel, locuiți într-o parohie care ați spus că este de tip da. convent cum este structurat conventul în, în structura lui? Da. Ca și convent există un guardian care sunt și guardian la Hălăucești. Cu Ce se ocupă cu guardianul? <laughs> guardianul. Da, zicem grija fraternității înainte de toate pentru ca fiecare frate care ajunge în convent să aibă cele necesare. Apoi noi lunar avem un capitol în care capitolul discutăm diferitele noastre activități, atât ca și frați, dar și pastorale, pentru că suntem și în parohie, activăm în parohie. De aceea, ne structurăm ziua, ne gândim și la programul pe care îl avem, ca și frați, în fiecare zi, programul de rugăciune, apoi programul de activități, fie pastorale, fie fraterne. De asemenea, în fiecare seară, apoi ne întâlnim, facem, zicem așa, fraternitate, discutăm, mai împărtășim anumite gânduri, anumite trăiri pe care le-am avut peste zi și așa mai departe. Dar, um, sunteți în parohie, voi, voi reveni. Per total, ce activități desfășoară frații minori conventuali în ansamblul lui? Este foarte interesant că Natura carismei noastre ne permite să desfășurăm în biserică o multitudine de activități și asta s-a văzut încă de la începutul Ordinului. Așa încât frații au fost deschiși atât spre activitățile pastorale, dar ulterior și spre activitățile intelectuale, activități artistice chiar. Avem în cadrul Ordinului mari teologi, filozofi, și chiar oameni de știință care și-au adus aportul la patrimoniul, să spunem, al lumii din acest punct de vedere. Totodată, frații s-au deschis și spre partea caritativ-socială, având mereu și în virtutea carismei atenția asta deosebită acordată celor săraci, celor marginalizați, de care s-au îngrijit și, nu, în ultimul rând, au fost mereu promotori ai păcii. Chiar salutul acesta de pace și bine pe care îl iubea atât de mult Sfântul Francisc, a fost pentru frați un fel de angajament. Chiar au existat în perioada intervelică, atunci când luptele dintre diferitele cetăți italiene sau orașe italiene erau foarte comune, frații au fost cooptați ca să fie un fel de intermediare ai păcii, să mijlocească împăcarea dintre cei care se aflau în diferite litigi sau chiar război, tocmai pentru că erau considerați oameni ai păcii. Și de fiecare dată când te întâlnești cu un frate francescan sau cu un preot francescan, chiar și cu un terțiar, spune pace și bine. Părinte pomeneați de nivelul educațional, dar și cultural, ce activități ați desfășurat, de exemplu, în ultima perioadă, în ultimul an? Noi, la Institutul Teologic Romano-Catolic Francescan din Roman, care este centrul cultural al provinciei noastre din România, desfășurăm diferite activități la acest nivel. Sigur, pe lângă activitățile scolastice, cele dedicate uh, studiilor de filozofie și teologie, mai sunt și câteva centre de studii, respectiv Centrul de Studii Biblice, Sfântul Anton, mai există Centrul Ecumenic și de Dialog Interreligios, Pax et mai există de asemenea Academia Petru Tocănel, Atâta, toate acestea împreună au diferite inițiative la nivel cultural, la nivel teologic, filozofic. Uh, nu mai departe de ieri, de exemplu, la Roman, în cadrul Academiei Petru Tocănel a fost invitată doamna scriitoare Ana Blandiana, care și-a prezentat ultima carte și la care au participat uh, foarte mulți uh, oameni uh, și care apreciază, în general, inițiativele acestea pentru că la Roman, sigur, nu este un centru universitar mare cum este Iașul sau alte orașe, Bucureștiul, Clujul, dar încercăm și la nivelul acesta să ne aducem aportul pentru ca să dăm posibilitatea oamenilor să aibă acces la această formă de educație culturală. Acestea sunt în mare, spunem, instituțiile care se ocupă de partea culturală. Sigur, au loc simpozioane anuale, mese rotunde, la care sunt invitați relatori, conferențiari atât din țară cât și din străinătate. Și acestea au loc încă de la înființarea Institutului în anii 90. Dar referitor la partea educațională, aveți, știu, acolo un liceu, aveți Institutul Teologic? Da, există tot la Roman, Liceul Teologic Sfântul Francis din Asizi, un liceu care inițial a fost uh, întemeiat ca fiind un seminar liceal, în care s-au format seminariștii mici, care mai apoi urmau uh, perioada de formare a post oficiatului. dar care astăzi uh, s-a transformat, sigur, adaptându-se de-a lungul anilor la cerințele vremii, și astăzi uh, include trei specializări uh, pe lângă teologie și specializarea de pedagogie și de științe sociale la care au acces toți tinerii, adolescenții din Roman și din împrejurim, fie că sunt catolici sau ortodoxi. Începând de anul acesta, în curs, s-a deschis un internat, așa încât unii care optează pentru forma aceasta pot să rămână la internat. Există și seminarul mic cu cei care își doresc să urmeze forma noastră de viață și care, sigur, urmează un program adaptat cerințelor lor. Și liceul funcționează, așa cum spuneam, dorindu-și să vină în întâmpinare a celor care nu își permit să meargă într-un oraș mare, de exemplu, ca să urmeze o specializare în pedagogie, științe sociale sau chiar teologie. Așadar, la Roman, să spunem, este și un centru de cultură, dar și un centru educațional. În afară de cultură și educație, mai faceți ceva? La Roman, de exemplu? Tot la Roman avem și centrul caritativ social, în care funcționează Fundația Pacea și Caritasul Antonian, iar acolo, în acest convent, există și o școală numită A doua Șansă. Această școală vine în întâmpinarea elevilor care nu au putut să urmeze în mod normal clasele primare și este dedicată mai ales tinerilor de etnie rom. Și de mulți ani de zile, școala aceasta funcționează venind în întâmpinarea acestor necesități locale și își aduce aportul, după părerea mea, la bunul mers al comunității chiar romașcane, dând posibilitatea unor copii defavorizați să fie alfabetizați și mai apoi chiar să urmeze în continuare, de ce nu, o școală și o pregătire intelectuală. Foarte frumos această activitate. Doreați să mai adăugați ceva referitor la activitatea aceasta cu a Bine, centrul, centrul social caritativ, mai apoi se dedică și diferitele activități caritative, lucrând cu tot așa familii defavorizate, aflate în dificultăți materiale, venind în întâmpinare diferitelor necesități la acest nivel. Și în virtutea posibilităților pe care le au colaborărilor, recent, de exemplu, au colaborat foarte mult cu frații franciscani din Ucraina, unde au mers ducând ajutoare în repetate rânduri, tocmai pentru că există solidaritatea aceasta pe care ei o promovează la nivelul acestui centru. În parohii, cum, ce activități fac frații franciscani? În parohie, pe lângă activitățile pastorale pe care noi le avem, celebrarea Sfintei Liturghii, deci a sacramentelor, spovadă, știu eu, diferitele activități pastorale. Noi avem grupurile, activități pe grupuri, care, ca și în fiecare parohie, grupul copiilor, adolescenților, grupul tinerilor, grupul adulților, spre exemplu în parohia noastră de la Hălăucești avem acest grup cu adulții și mai nou avem înființat grupul seniorilor. Pentru că ne-am dat seama la un moment dat că această categorie de persoane, zicem mai vârstnice, poate unii singuri pentru mult timp acasă, după Sfânta Liturghie de la ora 11, am căutat ca să-i adunăm și ei, între ei, să-și poată povesti. Să poată să împărtășească, știu, singurătatea lor, dar să împărtășească din amintirile lor, din ceea ce au trăit în viața lor. Și iată, am înființat acest grup al senerilor pe care am dat și un, o denumire, grupul uh, Sfinților Ioachim și Ana, pentru că ne gândim că și ei au fost la o vârstă, care uh, această activitate văd că este foarte benefică, atât pentru noi ca și parohie, pentru că. Ne îndreptăm privirea des către ei, eu îi vizitez, este o persoană care este responsabilă cu acest grup, dar și când trec la ei văd o față senină, o față care se bucură că are cu cine să împărtășească pentru va timp, câteva ore, dar sunt bine împreună. Așadar, pe lângă aceste grupuri, noi mai activăm în parohie cu un grup numit Armata Maicii Domnului, de obicei, aceste grupuri sunt în parohiile noastre francescane, un grup care are pe lângă o rugăciune pe care o zic zilnic, mai spun un mister de rozariu, apoi diferite pelerinaje pe care le fac de-a lungul anului. Un pelerinaj îl fac în 11 februarie la Luizi Călugăra, pentru că acolo se întâlnesc aceste fraternități ale armatei Maicii Domnului sau la Cacica, unde este sanctuarul nostru cunoscut de la Cacica. De asemenea, pe lângă acest grup al armatei Maicii Domnului, mai avem și terțiarii francescani, unde avem la Hălăucesc, de exemplu, și în multe alte fraternități, terțiari care la fel se adună în rugăciune în fiecare zi, după Sfânta Liturghie de dimineață, și la fel, noi, pentru că în, parohie, în parohia de la Holocei suntem frații francescani, terțiarii francescani, avem și surorile francescane, misionare de Asisi, și chiar ne-am gândit și de ceva timp, de câțiva ani, practic, în fiecare miercuri dimineață, după Sfânta Liturghie, ne unim cu toții și spunem împreună laudele și ora medie. Așadar, aceste zicem, grupuri pe care noi le avem în parohie și cu care activăm foarte bine și cu surorile, cu terțiarii, cu armata Maicii Domnului. Iată, ne simțim ca într-o fraternitate și simțim acest lucru că suntem uh, frați și surori care ne desfășurăm, iată, activitățile noastre. Pentru că ați pomenit de armata Maicii Domnului și de terțiari, Aș dori să ne faceți să ne clarificați puțin terțiarii sunt cei care observă regula sunt laici care observă regula Sfântului Francis iar armata Maicii Domnului sunt tot un fel de, ter de terțiari. Deci armata Maicii Domnului este o asociație mai bine zis, o asociație care a fost întemeiată din șapte preoți avându-l chiar pe Sfântul Maximilian Maria Colbe iar printre acești franți care au întemeiat armata Maicii Domnului, este și părintele uh, Iosif Petru Maria Pal care este învăluntat la lui Zicălugăra. Este cofondator al acestei asociații Armatei Maicii Domnului. Bineînțeles că este o asociație sub grija ordinului nostru franciscan. Știu că la Roma este centrul lor și apoi se ține legătura între toți membrii ei aici la nivel local în România cât și la nivel mondial. Și dar această asociație a fost uh, înființată în, pe, în, timpul celui de-al doilea război mondial sau imediat după? Nu, a fost înființată la începutul secolului trecut. A fost inițiativa Sfântului Maximilian Maria Colbe, care în perioada respectivă era student la Roma, student împreună, cum a zis și Părintele Daniel, cu confrați dai noștri, români chiar, cu Iosif uh, Petru Maria Pal, Iosif Glovinski, și alți frați franciscani și-au avut inspirația aceasta divină de a înființa miliția imaculata, cum era, cum este numită în italiană, la noi se spune armata Maicii Domnului. Și este o asociație de credincioși laici care au și ei diferite practici de credință, inițiative la nivel spiritual și trăiesc potrivit acestei spiritualități mariane. Dar sunt diferiți de terțiari. Sunt diferiți, da. Văd că îmi povestesc că aveți multe activități în parohii, în, la nivel educațional și cultural. Aveți uh, persoane, în special de aici, din România, care au fost ridicate la cinstea altarului tocmai datorită vieții sfinte și trăind carisma franciscană? Părinte Daniel. Da, ne gândim uh, la uh, părintele sau venerabilul preot uh, medic, uh, părintele Martin Benedict, care este un curs de canonizare. La fel îi putem aminti pe slujitorul lui Dumnezeu părintele Anton Demeter, care a fost și este la fel în curs de canonizare. Apoi ne gândim la fericita Veronica Antal care a fost ridicată, dacă putem spune așa, la cinstea altarelor ca fericită și mă gândesc și la alți frați care pentru noi au fost un model și exemplu și încă de când am intrat în uh, Ordinul francescan prin noviciat, ne-au fost uh, amintiți acești frați cu o viață și o trăire, uh, spunem noi, exemplară. Mă gândesc aici la părintele, uh, ceea ce l-am amintit, părintele uh, Iosif Petru Maria Pal, cofondatorul așadar mai cei Domnului, apoi uh, la Uh, episcopul francescan uh, Ioan uh, Duma, care a fost uh, consacrat în clandestinitate și care uh, cei din Vale Mare îl cunosc foarte bine pentru că a trebuit să activeze pe timpul uh, regimului comunist în secret. Apoi uh, mă gândesc la Mihai Rotaru, care este foarte cunoscut uh, în. Uh, Barticești, iată satul de lângă Hălăucești, unde toți care își amintesc cu drag de el, apoi de Gheorghe Dumitraș, numit și Ciocârlia Provinciei, pentru că dânsul a făcut foarte mulți ani de închisoare și atunci când era o sărbătoare, el dădea tonul și anunța pe toți de ziua respectivă, de sărbătoare respectivă, printr-un cântec. Și era cunoscut ca și ciocărlia provinciei, și mi amintesc că se spunea despre acest părinte, atunci când a fost adus acasă, era așa deslăbit, slăbit, avea doar 40 de kilograme, drept pentru care nici nu a trăit prea mult, după șase luni, după ce a fost eliberat, a și murit. Mă gândesc apoi la părintele Gheorghe Pătrașcu, cel care mi-a fost și maestru de novici. Atunci când am început cu dânsul, Privindu-l, practic îți dai seama de personalitatea sa, de uh, umanitatea sa, de tot ceea ce puteai să vezi la un om sfânt. Părintele Gheorghe Patrașcu uh, mi-a fost maestru de novici doar pentru jumătate de ani, pentru că în februarie 1995 a și murit, a fost înmormântat la lui Izică și cu toți cei care l-am avut, care l-am cunoscut, fie ca maestru de novici, fie ca preot, ca părinte spiritual și mulți din dieceza de Iași care l-au cunoscut își amintesc de cine a fost cu adevărat părintele Gheorghe Patrașcu. Iată, toți acești preoți pe care noi îi amintim, chiar dacă poate nici nu s au început un curs de canonizare, dar ei sunt și rămân pentru noi Uh, acei frați de care ne amintim și care poate fi pentru fiecare dintre noi un model și exemplu. Dacă, să dacă îmi permiteți, să... aș vrea să, să mai adaug figura unui preot pe care eu l-am cunoscut în mod deosebit, și anume Părintele Petru Ciocan, care a fost mai bine de 30 de ani paroc la Burienești. Și într-adevăr acolo a lucrat uh, într-un mod extraordinar cu copiii și s-a distins prin această formă de pastorație. Dovadă că din Burenești ulterior uh, au ajuns să intre în seminarii uh, mai mulți tineri care au ajuns și preoți, așa încât astăzi uh, sunt uh, din Burenești circa 35 de preoți care au ieșit în urma pastorației pe care părintele a făcut-o în această localitate, în această parohie. Acesta este uh, și un semn și o dovadă totodată că Mărturia de viață, pasiunea pentru Hristos, pentru Sfânta Evanghelie, inspiră și altor copii tineri să urmeze forma de viață, fie consacrată, fie la Sfânta Preoție. Și aș vrea să subliniez lucrul acesta, cât de important este și astăzi, mai ales noi care lucrăm în seminar, să vedem că există în continuare această mărturie din partea preoților care inspiră ulterior, prin felul lor de a fi, tinerilor dorința de a-L urma pe Hristos, intrând în viața consacrată la Sfânta Preoție sau pentru fete să intre la, în diferite institute, congregații feminine. Apropo de partea feminină, Părinte Daniel, este și fericită Veronica Antal. Cum, care este istoricul ei? Cum să o perceapă credincioșii? Da, vorbim despre fericita Veronica Antal, ne gândim la acea tânără care, practic, de mică a fost educată ca să trăiască credința sa și, totodată, să păstreze ceea ce au primit atât de la părinți cât și de la cei care. Știu, preoții, atunci când predicau sau atunci când țineau legătura prin colocvile pe care le aveau. Ne gândim la Veronica Antal pentru că ea a fost o tânără care a făcut multe sacrificii. Mă gândesc înainte de toate la ceea ce ea în fiecare zi străbătea distanța de la Nisiporești până la Hălăucești pentru a asculta Sfânta Liturghie. Pentru noi, poate astăzi, ne este comod. Ieșim poate din casă, mergem pe jos câțiva pași, intrăm în biserică, ascultăm Sfânta Liturghie. Dar în trecut ne amintim că nu peste tot exista un preot sau nu fiecare comunitate avea o parohie. De aceea, Nisiporeștiu era o filială a parohiei de la Hălăucești și preotul mergea Cred numai Duminica să celebreze Sfânta Liturghie. Dar erau și persoane, iată, așa cum era și Fer Veronica, acea tânără, care în fiecare zi, împreună cu alte colege, făcea acest. parcurgea acest drum până la hlăucești de a asculta Sfânta Liturghie. Și ne amintim, da, de acea zi când Veronica, împreună cu prietenele ei, după ce a participat la conferirea mirului de la Hălăucești, a mai rămas ca să ajute la treburile din parohie. Colegele, prietenii ei au spus ca să, să, se întoarcă împreună cu ele, că se lasă seara. Ea, în schimb, a spus, vreau să rămân să mai ajut și apoi vă ajung și eu din urmă. Și știm că întorcându-se singură pe câmp, acolo a fost ucisă cu 44 de lovituri de cuțit, dacă mi-aduc bine aminte, și astfel a murit cu această credință a ei strângând în mâini rozariul, pentru că credea în tot ceea ce ea a primit și iată, a mărturisit cu sacrificiul vieții, tot ceea ce ea credea cu adevărat. Dar și-a mărturisit credința până la capăt și a apărat fecioria, a dat mărturia ei că s-a consacrat lui Hristos și trăia această virtute pe care singură și-a ales-o și a vrut să dea mărturie până la capăt. Procesul, am înțeles, că nu a fost chiar unul echitabil, dar sora, după căderea comunismului, a fost ridicată la cinstea altarelor. Greșesc? Da. Sigur că procesul... Inițial a fost unul foarte alert, pentru că se dorea să găsi imediat un vinovat. S-a dovedit că el, de fapt, nu a fost făcut cum trebuie, după aceea a fost redeschis și, mă rog, în final s-a dat verdictul pe care îl cunoaște toată lumea. Dar, dincolo de acest proces, este importantă memoria pe care această tânără a avut-o în comunitatea locală și nu numai. În sensul acesta slujitorului Dumnezeu de care s-a pomenit Părintele Anton Demeter a lucrat foarte mult pentru că a încurajat uh, pelerinajele la locul acesta în care ea a fost ucisă în fiecare an și încet încet s-a transmis faima aceasta de sfințenie atât de importantă pentru o cauză de canonizare. Și după aceea, după anii 90, provincia având binecuvântarea episcopului de Iași, părintele episcop Petru Gherghe l-a deschis cauza de beatificare și a fost beatificat în anul 2018 la Nisiporești nu? și astăzi atât ne bucurăm de prima fericită femeie din Biserica Catolică din România. Ne bucurăm pentru mărturia pe care i-au dat-o pentru ceea ce ne am învățat și a lăsat tinerilor generații. Părinte, spuneam la începutul emisiunii noastre că se împlinesc 800 de ani atât de la promulgarea regulii fraților minori, dar și de la primul presepiu, primul, prima iesle de Crăciun. Vorbim despre anul 1223. Cum a fost prima iesle? A fost foarte frumoasă pentru că a fost o iesle sau un prezepiu viu, Sigur că atunci nu existau personaje cum există astăzi și pe care le folosim noi când amenajăm această reprezentare a nașterii Domnului. Sfântul Francisc din Asize a avut intuiția aceasta de a reda forma în care s-a născut Domnul nostru Isus Hristos, el însuși spune, pentru a vedea lipsurile în care s-a născut, sărăcia sa, a le vedea cu ochii cărnii. Așa încât a apelat la un bun prieten de al său din Grecio, Ioan, se numea, ca să îi pună la dispoziție tot ceea ce el a considerat a fi necesar pentru a face această reprezentare. Și, într-adevăr, în anul 1223, noaptea de Crăciun, au fost pregătite toate cele necesare. Oamenii din Grecio, o familie care avea și un copil mic. Boul, măgarul, toate au fost prezente acolo și chiar Francisc, fiind diacon, a slujit ca diacon la această uh, liturghie. Și foarte interesantă asocierea aceasta dintre ieslea în care s-a născut Francisc și altarul pe care s-a săvârșit sfânta liturghie, pentru că atât în iesla din Betlehem cât și pe altar, de fapt, noi asistăm, nu, la venirea Domnului în mijlocul nostru, în mod real, pe care îl putem vedea. Sigur, în Euharistie sunt speciile pâinii și uh, ale vinului, dar acolo, în reprezentarea aceasta, și cu ochii cărnii, imaginându-ne cam cum a fost întruparea lui Dumnezeu în lume. Și anul acesta se împlinesc 800 de ani, iar la nivel provincial există inițiativa aceasta, care va uh, fi inaugurată uh, pe data de 8 decembrie anul acesta, de a face o expoziție de prezepii. La această expoziție pot participa toți cei care doresc, într-un sau altul, să uh, expună o reprezentare a uh, evenimentului Nașterii Domnului. Fie. Unde va avea loc acest, această expunere? Uh, expunerea va avea loc la seminarul francescan din Roman și pot participa, repet, oameni care se pricep, sigur, să amenajeze aceste iesle sau prezepi, cum le spunem noi, dar și comunități parochiale. Comunități călugărești, institute uh, și asociații uh, creștine, religioase, care doresc să fie prezente la acest eveniment. De când, de când pot face acest lucru? Uh, ele se pot înscrie în perioada aceasta până pe 27 noiembrie. Între 27 noiembrie și 6 decembrie va avea loc amenajarea acestor uh, prezepii. Pe 8, așa cum am spus, decembrie va avea loc inaugurarea printr-o liturgie oficială care va fi prezidată de Preasfințitul Iosif Pauleț și binecuvântarea acestor prezepii și se va încheia expoziția aceasta pe data de 2, 2 februarie 2024. Foarte frumos evenimentul și sperăm să, să participe cât mai mulți, pentru că în afară am fost și la Grecia, am fost și la Sisia, am văzut că există o tradiție și prin parohii, la Rieti, iar este o expoziție foarte frumoasă de, de presepi. Sperăm să oamenii să, să participe și să vină în număr cât mai mare, atât să aducă presepi, cât și să le, să le viziteze, să le admire. Eu mi-am adus aminte în timp ce povesteați, m-am gândit că Ordinul Francescan nu este doar în provincia de România, este în lumea întreagă și mi-am adus aminte că părintele a spus că sunt foarte mulți frați români. În, în Ordinul Franciscan și noi suntem a treia provincie. Sunt în total dou, peste 200, 240, 240 de, frați. de frați. Ați spus că în țară sunt 110, restul unde activează? <laughs> suntem în uh, 5 continente, în 27 de țări și cei din afară, spre exemplu, frații care activează în diferite provincii, dieceze, dar avem în Italia și Germania și convente numai cu frați români, spre exemplu, trei convente în Italia și trei convente în Germania. Așadar, toți acești frați din afară activează în special în pastorație, Uh, și dacă ne gândim la toate aceste continente mă gândesc și la frații care um, părintele Iștoc Petrus, pe exemplu, în Japonia Japonia, când ne amintim de el sau când mai vine pe acasă întotdeauna ar mai întrebăm să ne mai vorbească ceva să ne spună ceva în limba japoneză și cu toți frații cu care ne întâlnim de asemenea vreau să amintesc aici de custodia pe care noi o avem Custodia de Orient, Turcia, Liban și Israel, acolo unde activează 22 de frați în această custodie, dintre care 11 sunt frați români. La fel, în această custodie sunt 5 convente. Și la fel, aici, în țară, cum spuneam, suntem aproximativ 17 convente cu 110 frați în 5 dieceze sau eparhii, atât dieceze romano-catolice sau eparhii greco-catolice. Așadar, frații Francescani sunt prezent cam peste tot în, în lume. Gândindu-mă la acest lucru, că aveți această universalitate a bisericii, că sunteți deschiși să mergeți acolo unde biserica are nevoie de, de dumneavoastră, cum ați vrea să rămână ascultători? Cum ați vrea să fiți percepuți de ascultătorii, care ne de telespectatorii care ne urmăresc acum? Personal, mi-aș dori foarte mult să fim percepuți așa cum și jurăm să trăim, adică să trăim potrivit carismei noastre, să trăim Evanghelia în minoritate, în fraternitate, fără nimic propriu, în ascultare și în castitate. Să reiasă din viața noastră că Evanghelia este comoara noastră, pe care vrem să o împărtășim cu toți ceilalți. Și facem asta cu bucurie, nu de unii singuri, ci împreună cu frații. Și este interesant că și Mântuitorul i-a trimis pe Apostol 2 câte doi, nu? Probabil dorind ca ei să trăiască mai întâi ceea ce urmau să predice. Iată, asta ne dorim foarte mult și noi, să dăm această mărturie pentru Evanghelie, că se poate întrupa, în ciuda tuturor dificultăților și inerente, până la urmă, care pot să apară în conviețuirea dintre noi, dar dincolo de acestea să promovăm într-adevăr Evanghelia printre oameni ca o sursă de viață divină, din care fiecare să guste, pentru că Mântuitorul însuși a venit până la urmă să ne aducă această viață și să o avem din belșug foarte frumos mesajul. Noi ne apropiem de finalul lui emisiunii noastre. Îl voi ruga și pe părintele Daniel să transmită un mesaj telespectatorilor noștri ca da. frate franciscan. Da. Eu cred că Sfântul Francisc și Ordinul Franciscan este mereu actual. Și cheamă continuu, Cheamă tineri care să urmeze pe Hristos în acest spirit al Sfântului Francisc trăind în umilință, în simplitate, în sărăcie, în fraternitate dar și în rugăciune. Și cred că este bine să-l cunoaștem cât mai mulți și cât mai bine pe Sfântul Francisc, pentru ca astfel el să fie pentru fiecare dintre noi, cei care îl cunoaștem și îl urmăm, dar și pentru cei care ar putea ca să îl cunoască mai bine, să ajungă să-l cunoască mai bine și să ajungă la Dumnezeu. Vă mulțumesc mult, părinte Daniel Lucaci, paroh al Parohiei Romano-Catolice Nașterea Sintificare Maria din Hălăucești, că ați acceptat invitația mea și ați participat la această emisiune. Vă mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, părinte Virgil Blaj, rector formator la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman. Vă mulțumesc pentru frumoasele informații și mărturia personală pe care ați dat-o la această emisiune. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și vă doresc în continuare multă pace și belșug de bine. Mulțumim frumos! Cred că și mesajul a fost și pentru telespectatorii noștri. Dragi telespectatori, noi am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii sub semnul crucii. Am vorbit astăzi despre frații minori franciscani. Iată că după 800 de ani regula Sfântului Francisc este încă vie și este trăită. Sfântul Francisc ne-a dat exemplu de umilință și de bunătate. Să îi admirăm pe frații noștri franciscani care și astăzi duc mai departe această carismă, această scânteie a Sfântului Francisc și ne dau mărturia lor zilnică prin viața pe care o duc și pe, prin activitățile pe care le desfășoară. Să ne bucurăm așadar de această bogăție pe care frații franciscani o aduc în biserica noastră. Eu vă mulțumesc că ați rămas alături de mine la această ediție a emisiunii sub semnul Crucii și vă invit de, de asemenea și săptămâna viitoare la aceeași oră la emisiunea sub semnul Crucii. Până atunci, toate cele bune!